În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, o cântare bisericească ne vorbește despre Maica Domnului ca fiind taina cea din veacă ascunsă și de îngeri neștiută. Ea a fost aceea care ne-a revelat o taină prin însăși taina ei. Pentru că Maica Domnului este asemenea unui iceberg, adică acelui munte de gheață desprins din perete și plutind pe apa oceanului. Cea mai mare parte din volumul său se află sub apă, deci nu se poate vedea. Doar vârful, poate o treime sau doar un sfert, stă deasupra apei și îl putem vedea. Așa este și ființa Maica Domnului. Cea mai mare parte a ei este taină, o taină de nepătruns. Partea de deasupra ni s-a revelat și în special sărbătoarea de astăzi, sau evenimentul pe care îl sărbătorim astăzi, ni s-a descoperit doar prin Sfântul Evanghelist Luca. După tradiție, Sfântul Luca a cunoscut-o pe Maica Domnului, el care era pictor i-a făcut și o icoană și de la ea a aflat ceea ce a consemnat în Evanghelia care îi poartă numele. Adică acest moment de taină pe care noi îl numim Buna Vestire. Și anume Sfânta Fecioară, care era o anonimă, tânără la vreo 16-17 ani, se afla singură în locuința ei din Nazaret. Și deodată a apărut în fața ei un înger, care a salutat-o: bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu tine, binecuvântat ești tu între femei. Întâi a fost surpriza. Surpriza ei de a vedea că înainte îi apare un înger. Știa cum apare un înger și este un înger din cultura ei pe care o avea, pentru că de copil a fost crescută la templu, unde era și școală și unde se învăța carte. Deci Maica Domnului știa carte, cunoaștea bine Sfânta Scriptură, pe care ne-o numim la Vechiului Testament, și cunoștea și despre existența îngerilor. Deci era o știutoare de carte și așa se face că atunci când Iisus a apărut să propovăduiască și farisei se întrebau: de unde știe ăsta atâtea lucruri, el care n-a fost la școală? Ei bine, trebuie să înțelegem că învățase carte chiar de la Maica lui. Așa cum Dumnezeu, iertem comparația, eu am învățat să scriu și să citesc de la mama mea, care nu avea decât două clase primare. Și înainte de a merge la școală, ca să-mi satisfacă curiozitatea, în timp ce se sea prânză, eu mă duceam cu un caiet și ziceam: mămico, scrie aici o literă, și a scria A. Și după ce învățam A, scria pe B și apoi pe C și așa mai departe, până am învățat alfabetul și m-am deprins să citesc singur. Ei bine, așa l-a învățat-o Maica Domnului, l-a învățat și pe Iisus, care nu a făcut nicio școală, care știa carte, dar datorită științei de carte cunoștea toată Scriptura Vechiului Testament, de când era încă copil de 12 ani, de uimea pe cărturarii din templu, așa cum știm din Sfânta Scriptură. Ei bine, Maica Domnului a fost aceea care l-a educat pe fiul ei în locuința din Nazaret, timp de 30 de ani, în care timp fiul ei a fost un anonim. După aceea a ieșit la propovăduire în lume, iar Maica Domnului, ca și până atunci, a rămas în umbră. Apare din când în când în relatările Sfintei Evangheliei, pentru că toată scena este plină de ființa și activitatea fiului ei, Mântuitorul Iisus Hristos. El i-a dat cinstirea cuvenită, fără îndoială, din care avem puține relatări. Dar trebuie să ne aducem aminte că, fiind pe cruce și în fața crucii, găsindu-se printre alții și Sfântul Evanghelist Ioan, precum și Maica Domnului îndurerată fără îndoială, el de pe cruce i-a spus ucenicul său: iată mama ta, adică ai grijă de ea. Iar mamei sale i-a spus: iată fiul tău, adică cel mă va locui pe mine în purtarea de grijă. Și le spune Sfântul Evanghelist că din clipa aceea Evanghelistul Ioan a luat-o pe Maica Domnului în grija lui, sub ocrotirea lui, în întreținerea lui. Iată deci
că fiind pe cruce, Iisus nu și-a uitat mama, ci a avut grijă de viitorul ei și i-a dat-o în grijă celui mai apropiat și iubit ucenic al său, care într-adevăr a îngrijit-o până la moarte. Iubiții mei, Maica Domnului niciodată n-a ieșit înainte ca să se laude cu fiul ei, chiar atunci când a cunoscut pe minunile lui și se întrevedea între el urmașul Ioan Botezătorul și apoi Fiul lui Dumnezeu. Nu a ieșit în față, nici măcar cât a făcut-o mama Grahilor. Cunoaștem din istoria romanilor strămoșii noștri că exista în Roma o matroană, o doamnă din nobilime, care avea doi băieței și se găsea într-o societate la o adunare solemnă, în care toate nobilele, doamnele nobile din Roma au venit încărcate de bijuterii. Și numai ea nu avea nimic și a spus, dar cum, tu care ești o nobilă și ai bijuterii, cum de n-ai venit cu ele aici? Și ea i-a arătat pe cei doi copii ai ei și le spune, iată, aceștia sunt podoabele mele, ei sunt bijuteriile mele. Au rămas în istorie, ea a rămas în istorie, nu ți-o pronumită mama Grahilor. Fie i-au ajuns mai târziu consulii, oameni politici de bază în Roma. Ei bine, Maica Domnului nici atât n-a făcut. Nu a spus, eu sunt Maica lui. Nu s-a lăudat, a rămas în umbră, a rămas în anonimă, într-o smerenie a ei. Nu vedeți momentele pe care le relatează Sfântul Evanghelist Luca și care s-au citit astăzi în Evanghelie. Maica Domnului stă singură în camera ei, apare un înger și primul lucru e surpriza. Iar îngerul îi se pleacă și o salută. În Evanghelie se spune că i s-a închinat. Înțelesul acestui cuvânt în acest context din Sfânta Evanghelie, închinare, înseamnă o salutare însoțită de un gest reverențios, o salutare solemnă, nu așa un simplu bună ziua, o salutare solemnă însoțită de un gest reverențios, de o plecăciune, din cap și din mână. Și îi spune, binecuvântată ești tu, între bucură-te ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Și ea rămâne foarte mirată, întrebându-se oare ce să fie această închinare, această salutare ceremonioasă din partea unui înger. Și rămâne nedumerită, la care el îi dă de veste că ea va naște fiu și acesta se va chema Fiul Dumnezeu celui viu. Iar ea rămâne încumpănă și spune, cum o să nasc de vreme ce eu nu știu de bărbat? Ea era doar logodită cu bătrânul Iosif, dar nu era căsătorită, iar la vremea aceea căsătoria doar era sfântă, logonicii nu trăiau împreună. Și atunci spune, ce bine, bine, dar cum o să nasc, cum o să zămislesc dacă eu nu știu de bărbat? La care îngerul răspunde, Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Aceasta era peste puterea ei de înțelegere. Va spune mai târziu imnograful în imnul Acatist, înțelegerea cea neînțeleasă căutând fecioară să o înțeleagă. Și noi ne căznim să înțelegem această taină, dar ceea ce este taină nu se explică, ci se crede. Taina niciodată nu este un obiect științific care să cadă sub lupa noastră a curiozității noastre. O taină o crezi sau nu o crezi? Repet, nu se explică, ci se crede. Aceasta era taina Maicii Domnului. Aceasta era partea aceea icebergului care nu se vede, dar care există. De aceea totdeauna au privit pe Maica Domnului ca pe o taină care este cunoscută doar parțial, dar tocmai pentru că este taină, credem în ea prin puterea credinței pe care ne-a insuflat-o și Fiul ei. Cel ce va crede se va mântui, iar cel ce nu va crede
se va osândi. Nu se poate o diferiță mai scurtă a atitudinii noastre față de mărturia și adevărul lui Iisus Hristos. De aceea, dragii mei, Maica Domnului, repet, nu s-a lăudat cu fiul ei, ci a rămas în umbră. Avem un moment foarte emoționant, însă peste 30 de ani, când Iisus a ieșit pentru prima dată la lume, după ce a rămăsese anonim, crescut doar că maică-sa în Nazaretul Galilei. Și iată că vine momentul când sunt invitați la o nuntă. Niște rude sau cunoscuți de-ai lor, oameni săraci, pescari de pe malul lacului Genizaret, regiunea în care se găsea și Nazaretul, și s-au dus. Și că la orice nuntă este mâncare multă și băutură din belșug. Nu e nevoie ca oamenii să se îmbete, dar neapărat să se simtă bine la o masă de nuntă. Și deodată Maica Domnului observă că oamenii aceia săraci fiind nu mai aveau vin să pună pe masă, deși masa nu se isprăvise, de mâncat încă mai era. Și atunci se pleacă spre fiul ei și atrage atenția. Nu mai au vin. Și s-a uitat în ochii lui fără să-i ceară nimic. Iar fiul ei a înțeles-o din ochi și a chemat slujitorii să vină să-i aducă niște vase mari de lut, pline cu apă. Iar el a binecuvântat apa, așa s-a prefăcut în vin, vinul a fost așezat pe masă și nunta a continuat în uimirea nașului care a spus: eu știu că de obicei la o nuntă se pune întâi vinul bun și apoi când nuntașii se amețesc, poate se îmbată, aduc vinul pentru cel mai prost, pentru că omul la beție bea ce îi se pune dinainte, nu mai alege. Dar voi, spune nașul, a spus la început vinul cel mai prost și acum ați adus pe cel mai bun. Vinul, apa prefăcută în vin de Iisus Hristos, întrecea în calitate orice fel de băutură lumească, pentru că era rezultatul unei binecuvântări duhovnicești. Dar el a făcut-o la intervenția Maicii sale. Nu vinul interesa, ci a apărat demnitatea acestor oameni nevoiași, care se găseau în situația de nu mai avea ce să pună pe masa de nuntă și să se facă de vorba satului, de râsul lumii, să o arate cu degetul: uite, măi, cum spune vorba poporului, ne-au chemat la nuntă și nu au avut ce să ne pună pe masă. Puțini vin au avut în loc să fie belșug. Așadar, Maica Domnului nu a apărat băutura, ci a apărat demnitatea unor oameni săraci care nu trebuia rănită prin sărăcia lor. Iată, deci, intervenția și mijlocirea Maicii Domnului. De aceea și noi o considerăm mijlocitoare pe lângă Dumnezeu. Ea pururea se roagă pentru noi și a spus cineva de curând: Maica Domnului este supărată pentru că ei nu îi mai cere nimic. Ne îndreptăm rugăciunile către Dumnezeu Tatăl, către Fiul ei, către Fiul lui, către Duhul Sfânt, dar pe ea de obicei o uităm, așa cum nu o uită rugăciunile bisericii noastre, pentru că orice imnuri închinate Sfintei Treimi se termină cu rugăciune către Născătoarea de Dumnezeu. Dar deseori o uităm. De aceea este bine să ne aducem aminte de ea, pentru că ea, în schimb, nu ne uită, ci pururea se roagă pentru noi, fiind mijlocitoare, așa cum mijlocitoare s-a dovedit a fi în nunta din Cana Galilei. Repet, nouă nu ne rămâne să o explicăm, ea fiind taină prin excelență, dar rămâne să o cinstim, să o supracinstim și să ne rugăm cel puțin cum o fac eu. Și voi încerca să o fac în clipa de față și în sfârșitul acestui cuvânt, prin prima parte din acatistul Maicii Domnului. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te izbăvirea lacrimilor Evei,
Bucură-te înălțime care culesne se suie gândurile omenești. Bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești. Bucură-te că ești scaun împăratului. Bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă. Bucură-te steaua care arăți soarele. Bucură-te pântecele dumnezeiește întrupării. Bucură-te pe care se înnoiește făptura. Bucură-te prin care prung se face ziditorul. Bucură-te, Maică, prurea Fecioară. Amin.